Mai țineți minte imaginile cu banii care ieșeau lui Marcel Ciolacu din buzunar, dacă nu vi-l arătăm noi astăzi, când Marcel Ciolacu trebuie să scoată darul de nuntă pentru fiul său. Toată crema politicii este la nuntă astăzi la Buzău, Marcel Ciolacu este socru mare și face nunta fiului acolo la Buzău, unde a invitat, desigur, foarte mulți politicieni. Chiar la această oră încep să se adune uh, invitații. Locul petrecerii are o poveste fascinantă. Legenda spune că e vorba de un conac bântuit de fantoma unui politician. Nora lui Marcel Ciolacu este viitoare doctoriță, mai are un an până termină facultatea și fiul lui mai are puțin și termină aceeași facultate de medicină. Vă spunem și povestea ascunsă a acestui conac unde vor petrece oamenii din guvern această seară. Circulă legende care spun că acest conac de la marginea Buzăului este bântuit de fantoma marelui politician al cărui nume îl poartă, Marghiloman. O clădire istorică iar vechima anexelor și aspectul înfricoșător al ruinei din spatele vilei principale i-au făcut pe buzoieni să ducă așa din gură în gură legende dintre cele mai înfricoșătoare despre lucrurile misterioase care s-ar petrece acolo la Conac. Se spune că în nopțile cu lună plină, fantomele foștilor stăpâni ies la plimbare călare prin parc, alții povestesc că l-au văzut pe marele boier în străie negre cu joben alături de domnița lui, drept în ușa Conacului. Haideți să vedem acum și imaginile cu Marcel Ciolacu. Când îi sar banii din buzunar? Sunt niște imagini de la o conferință de anii trecuți, pe vremea când purtam mască. Nu știm încă cine este naș la nunta la care Marcel Ciolacu este socru mare. Dar vă povesteam despre fiul lui că este student la medicină. Îi transmitea Marcel Ciolacu fiului său într-o postare pe Facebook. Îi doresc să fie sănătos și să privească cu încredere în viitor. Îi urez să-și împlinească visul de a deveni un medic bun care să muncească aici, în țară, fiindcă știu că vrea să-și ajute cât mai mult semenii, să-și facă o familie mare și frumoasă și să fie unul dintre milioanele de tineri care vor schimba România într-o țară modernă, prosperă și mult mai curată. Sunt mândru de tine și și de realizările tale, Filip, și îți transmit toată dragostea mea. Filip, 24 de ani, mire, astăzi vom vedea în câteva ore aici la Antena 3 și primele imagini cu nuntașii și cu mireasa, desigur.